Ce zice monstru? Ești un gamer răit, hai să-l îți arate tata. Dă-i un clip pe aici sau te ia forța cu șapca. Prea multe jocuri grele, belele, hai scap de ele. Acțiunea îți dă putere, tastează în omul MVVR. Îți trebuie o tastatură, un nou site, dă-i un clip. Și-a intrat în lumea mea, frățioare, știi ce zic? Acum stai jos, fii pe fază că bagă cou. Și învață tu de aici cum se face treaba de boss. Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Survival Games, The Sky Titans. În acest episod e mult mai liniște decât episodul anterior și suntem mult mai singuri și suntem no-name. Aoleu, de fapt, nu suntem no-name. Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din The Sky Titans. Gura mea ia mereu pe dinainte și, bun, stați așa. Hai să pun eu mai întâi toate astea la fermă. De fapt, fermă. Ferma provizorie, să zicem așa, dar văd că stăm destul de bine și cu chestia asta. Uite, hai să iau, dacă tot am venit aici, să iau chestiile astea, să nu le las așa. Ce mai faceți, lume? Sper că sunteți bine. Cum am trecut peste apa aia? Ok, dacă mă uit în jos și... Ok, nici nu mai contează. E Minecraft. Bun, în acest episod nu sunt, de fapt sunt sigur ce o să facem, o să ne ocupăm de baza noastră, pentru că, na, știți și voi, baza este foarte importantă și chestii de astea. Hai să punem noi foarte drăguț toate astea aici. Ok. Bun, hai să punem și morcova și, ok, niște, văd aici niște cartofi, hai să-i pun și pe ei. Cam gata, ok. Am luat niște clei de la mesa. Am scris la ce zise. Ok, nici nu contează, frate, nici nu contează. Lăsați-i pe ei în pace. Vreau acest oak wood. Și hai să ne continuăm noi căsuța acolo. Ok, hai să punem asta aici. Și ne ducem noi foarte, foarte frumos și o să ne continuăm noi băzuța. Băzuța. Nu cred că zic bine băzuța. Bun. Nu vă faceți griji. Știu cum arată ca un cu... Doamne, iartă-mă ce era să zic. Dar ideea e că e doar provizorie până ne punem noi pe picioare, deoarece deja avem deja 4 deaduri. Și alții la 4 deaduri au deja dita mai casele și noi la 4 deaduri n-avem decât o grotă. Mă bucur totuși că am nimerit într-un biom destul de bun, adică într-un biom. Ne-am așezat într-un loc destul de bun, zic eu, adică zic eu, nu știu. Perlele astea mi le-a dat Pain. Da, mi-a zis, bă, ia bă și niște perle pe aici una alta. Hai să mănânc un morcovaș. Ne trebuie lemn. Ne trebuie lemn în principiu. Stai să iau stone-ul ăsta de aici și stone-ul ăsta de aici. Să-l pun să-l pun în chest. Totuși, hai să mă duc să-mi fac să iau două bețe și să-mi fac un topor de iron. Știu, nu mai am iron, dar n-am ce face. Am nevoie de topor pentru că o să avem nevoie de niște lemn. Niște lemn. Dar stai. Wow. Ce vreau eu să fac acum? Că am uitat. Stai. Asta am terminat-o. Stone, dar o să avem nevoie de... Hai să ne ducem după niște lemn. Să ne facem... Ne trebuie pentru chesturi. Ne trebuie lemn pentru chesturi. Mă, e bine că avem totuși niște căluți pe aici, prin apropierea noastră și o să fie foarte, foarte... Ce cauți tu oaie acolo? Options, stați așa, poate nu o să vă placă. Hai să-l punem totuși la 100. Să fie. Nici prea, dar nici... Înțelegeți? Să fie așa între. Bun. Ce mai faceți? Sper că vă distrați în această serie și sper să vă placă această serie. Ok, s-a dus. Sper să vă placă această serie și mie unul îmi place. Este mult mai liniștit, înțelegeți? Adică este vanilla, este tot ce trebuie pentru o serie de Minecraft. Adică să uităm nebuneala din The Sky... The Sky Titans. Să uităm nebuneala din... Sky Tech It cu toate acele minunății cu... Oh, văd că avem aici niște sugar cane. Ok, nu mai contează, e snapshot, frate, e snapshot. Mă, să sperăm că snapshot-ul ăsta o să se îmbunătățească cum ar fi, pentru că mănâncă ceva resurse acest snapshot, după cum ați văzut și toți pe care mi-au zis că am plâng de chestia asta, pentru că mănâncă destul de multe resurse și am auzit că nici nu o să se mai bage Optifine, deci sper să remedieze această problemă și să o facă mult mai ok.
cât mă cât vreau. Bă, hai să fac măcar un stack ca să fie totul bine. Da. Și ne vom ocupa în acest episod de basic, nu știu dacă zic bine, dar ne vom face acolo baza noastră, ne vom pune niște chesturi, poate un pat, poate o intrare mai ștecheră, înțelegeți voi, chestii normale pe care trebuie să le facă oricine. Bun, ce mai faceți? Sper că sunteți bine, sper că sunteți bine. Sigur sunteți voi bine, adică dacă vă uitați acest videoclip, probabil sunteți bine. De ce am ciuperca în mână? Nu pot să cumpăr pe aici? Ok. Bun, hai că am un stack, mi-e de ajuns deocamdată, trebuie să ne mai ducem la minat, dar nu știu, poate o să vină cineva cu noi în mineshaft-ul ăla, deoarece n-am chef să mă duc singur acolo, pentru că și voi, eu sunt mai nobală, seara s-ar putea să vedeți caricii pe acolo. Bun. Ok, stai, unde e? Foarte, foarte bine. Bun. Okay. Stai, unde stai e? Așa că făcuse mămica niște cozonac și hei, râdeți cumva că i-am spus mămica. Da, așa îmi spune. Bun, ce vreau eu acum? Am aici niște adesite și că dacă pun eu aici așa? Dar cum? Cum se pune adesite? Se pune la prăjit. Cred că se pune la prăjit. Adesite și punem un... de asta? Poate diorite. Poate ăsta... Nu știu ceva, fuck it. N-am nevoie. Cine are nevoie de adesite, diorite? N-am nevoie. Pun așa, stai să-mi fac niște pâini. Sau de fapt nu o să fac nicio pâinică, că poate o să trebuie să înmulțim... niște animăluțe. O să mă interesez eu cum se face chestia aia. Hai să fac eu din astea niște stone brick-uri. Foarte, foarte drăguț. Și să începem să înlocuim pe aici chestiuțe. Va trebui să înlocuiesc și până și chestia asta de aici. Mă, nu mai am niciun pic de iron, nimic. Vai, ce sărăntoși suntem, ce sărăntoși suntem. Oare mă întreb? Știu că acolo la HD Gaming Ro este o fermă de iron cu niște săteni, cu bla bla bla. Oare dacă îl rugăm noi așa frumos, ori o să ne lase, poate? Păi sigur o să ne lase, adică, hei, probabil o să ne lase să facem noi niște iron de acolo. Adică, o să vorbesc eu cu el și poate, maybe o să ne lase să facem noi niște iron. Ce avem aici? Mă enervează că sunt o grămadă de tipuri de pietre de astea noi și... Dar nu contează. Oricum, anyway, cum ar fi, eu sper să vă placă seria și mie unul îmi place, o ador, nu știu ce ziceți voi, dar îmi place. Adică m-am chinuit atât de mult să intru și în sfârșit, pentru prima dată în viață, mi-a ieșit și mie ceva bun. Adică în sfârșit mi-am îndeplinit unul dintre vise și da, ăsta a fost un vis de-a meu, să intru și eu în The Sky Titans și uite-mă că acum am intrat și eu. Bă, nu mai am torțe, frate, asta o să fie o problemă. Se face noapte, tipii ăștia band la pariu că ăștia încă se chinuie cu Nether Portal-ul, cu Mesa, cu încă să facă tunelul pentru Mesa, încă se chinuiesc, se chinuiesc, înțelegeți ce vreau să zic. Să facă minunății pe acolo și eu le-am zis la băieți, bă, eu nu sunt atât de experimentat ca voi, așa că eu vă las și mă duc să-mi fac eu trebușoarele mele și să-mi fac eu diferite chestii. Ok, ce o să fie în spațiile astea, o să fie niște chesturi, nu vă faceți griji, deci asta e doar provizorie, doar puțin, știi, dar zic că o să stăm ceva timp ușor pe aici și să nu arate chiar ca ultimul, nu știu, să arate ca un bordeu, știți? Să arate puțin mai ok, dar nu o să fie pentru totdeauna sau ceva de genul. Deci pun și pe acolo, păi s-ar putea să se vadă chestul și să se deschide și chestii. Ok, hai să facem și aici așa. Da, mamă, și trebuie să mă mai duc la minat. Trebuie să mă mai duc neapărat la minat, că nu se mai poate, frate. Deci, cât e mai panorama, dar trebuie să ne băgăm pe minat. Să sperăm că în tot mineshaft-ul ăsta o să găsesc o fermă. Doamne, o să găsesc o fermă, ce zic eu aici, o să găsesc... O ți las aici clei pe care l-am făcut. Eu trebuie să ies, că am puțină treabă prin... Ok.
Sper să găsim un spawner. Nu contează neapărat de ce, pentru că dar de preferat de zombie. Dar nu contează de ce. Merge și de spideri. Să ne facem noi frumos o fermă de XP. Să nu ne mai... Băi, deci noi suntem mai forever alone, așa, înțelegeți? Adică, na, prin apropiere nu este decât nenea ZZ Andrei, care e la câteva sute de blocuri distanță, dar, bine, nu suntem chiar singuri, dar nici foarte, foarte, zic, aproape de cineva nu suntem. Așa, ok, s-a dus, nu vine să cred că s-a dus, ce mă fac eu acum? Ce mă fac eu fără el? Uite că mai am unul de stone. Da. Și na, trebuie să ok, stai, aici văd că este pus. Stai să mă mai duc în paralel să mai fac niște stone brick-uri. Da, știu, probabil n-arată cel mai frumos spawn sau cel mai frumos locușor din lume, dar v-am zis, e doar provizorul cât să ne punem și noi niște chesturi, că inițial vreau să fac o peșteră cu dirt, cu nu știu ce, dar am zis, bă, măcar dacă stăm să fie ceva mai oficial, așa, mai frumușel, puțin, până ne punem noi pe picioare. Ia stai, stați așa. Poți face nani, hei, ok. Da. Și nu știu ce să vă zic, Aoleu. Ok, ești din nether. Sper că n-am suflat în microfon. Am doar unul. Ok. Ce vrei, mă, urâtule, mă? Ce vrei, mă? Mamă, da. De unde m-au văzut ăștia, frate? Adică serios? Nu. Am un băț, îmi trebuie un băț. Ok, trebuie să mai fac o sabie, de asta am cerut băț. Haideți, mă, că am jucat atâta Minecraft de... Ok, de ce n-am auzit zgomotul ăla, ceva gen PAM și înțelegeți de ce vreau să zic. Uite că mai avem niște de asta aici. Oh, drăguț. Și hai să mai punem, uite, așa. Mai întâi vreau să fac așa. 8. 8. Oh shit, am crezut că e un creeper. Deci urăsc, frate. Deci, bă, scheleți, monștri, ce-o fi, nu mă plâng. Dacă îmi văd creeperi, gata, atunci parcă, nu știu, cade cerul așa pe mine. Nu mai pot, frate. Deci creeperii mă disperă, mă. Mă disperă. Sunt cele mai nenorocite animale. De fapt, nu sunt animale, sunt monștri. Bun, hai să înlocuim și pe sus pe aici. Și acum, ca să vorbim și în viitor puțin, ce vreau eu să fac după ce o să termin chestia asta, după ce o să termin baza, vreau să-mi fac neapărat Nether Portal-ul, ca să ajungem și noi pe la băieți. Adică, știți voi, să putem ajunge ușor la fiecare tip în parte. Dar, totuși, am găsit... Mă, pe tine așa aș vrea... Hai, du-te, naibii, dar ești zombie să te ande ăla și aș fi vrut să te transform, dar bine, asta pe viitor, poate. Mă, da, mai sunteți, mă, nenorociților, mă. Dă, mă, ca, bă, țigan, bă. Ok, și ceva, ia stați așa, o să pun eu, uite, așa ceva. Ca să văd și dacă e zi, și dacă e noapte, și dacă e, înțelegeți de ce vreau zic. Ok, 3 ironuri, o, 4, perfect. O să facem dacă e un pick de iron și o să-l păstrăm ca pe ochii din cap în caz dacă găsim diamante. Și sunt sigur că o să găsim diamante, pentru că o să văd eu ce o să fac și o să încep să minez. Pentru că ne trebuie diamante ca să facem portal, nu e așa? Adică ne trebuie obsidian și bla bla bla. Și voi acum ați zice, hei, dar poți să ceri și tu. Nu, lume, nu merge cu ceri și tu, lume, trebuie să ne facem noi singurei, nu e așa? Păi cum vine asta? Hai să văd. Aș putea totuși, stai așa că... Bă, sunt român, frate, românul e inventiv, mă. Am putea face chestia asta. Uite așa ceva. Să punem stone brick-uri, blocuri întregi pe lângă, să arate cum ar trebui să arate. Și pe aici, prin mijloc, am putea să punem slab-uri ca să mai economisim. Da, uite, lume, uite, vedeți cum economisim niște stone slab-uri. Da, și ce ziceam cu snapshot-ul ăsta? Păi, variază foarte mult frame-urile.
Bun, lume. Cam atât din acest episod din The Sky Titans. Sper că v-a plăcut ce am făcut. Ne-am aranjat și noi puțin. Bun, stați. Trebuie să fac niște modificări pe aici, pe undeva. Probabil în partea asta o să fac o chestie cu patul și alte minunății. Dar, măcar ne-am aranjat. Off-camera probabil o să mai fac eu câteva mici chestiuțe, cum ar fi, uite, să înlocuiesc pe aici cu stone brick-uri. Și, dacă v-a plăcut acest episod, spuneți-mi părerea voastră în comentarii și nu știu ce ar mai trebui să faceți voi dacă v-a plăcut acest episod. Dar, până una alta, trebuie să-mi fac un pix. Și, lume, eu am fost un aim. Sper că v-a plăcut, totuși. Sper că v-a plăcut. Bye. Ok. Totuși arată foarte, foarte tare ce am făcut noi. Chiar dacă n-a ieșit. Adică chiar dacă n-a ieșit. Arată chiar foarte tare. Unii stau în chestia asta. Eu doar am făcut-o așa provizorie și alții o fac, cum să zic eu, de-a gata. Înțelegi ce vreau să zic. Lume, eu am fost un ei. Bye, bye. Cred că o spun de... Am ia oară, probabil. Nu puteam încheia acest episod pentru că mi-a venit o idee aici. Deși chestia asta o să o păstrăm provizorie, o să stăm ceva timp în ea, deoarece vă dați voi seama că o să ne trebuiască... Stai, ăstea merg. Ah, da, bun. Credeam că dacă spuse pe slab nu merg. Deși o să... chestia asta e provizorie, după cum v-am zis, o să stăm ceva timp, deoarece va trebui să construim o grămadă de chestii. Așa că de ce să nu punem noi niște clay pe aici pentru că arată genial? Da. Clay, lume, clay. Adică arată bine și ne mai distrăm și noi puțin. Adică asta să zicem că e așa, e un bonus. Și să-mi spuneți în părerea voastră în comentarii. Ce părere aveți despre bonusurile astea pe care o să le fac și pe care le fac și înțelegeți ce vreau să zic. Aici probabil o să pun cu galben sau cu galben pentru că numai galben, roșu și ăsta e hardened clay ăsta. Hei, ia stați așa. Ia să-ți voi ai așa nițel. Ok, Adelina e foarte hărnicuță, bă, omule, bă, deci, când o vezi, numai pe Titanii stă, mă, băiatule, mă. Așa și așa, bineînțeles, deoarece știți că culoarea noastră preferată este roșul. Îmi place extrem de mult roșu. Este așa o culoare, nu știu, e genială, părerea mea. Așa, cu roșu. Și am putea face și chestia asta așa. Probabil ca să-i dăm și o strălucire de galben, înțelegeți voi ce vreau să zic. Pac, pac. Probabil că arată destul de ok. Nu mă pricep la chestii moderne, dar arată silențios, așa, arată bine. Lume, eu am fost un aim, sper că v-a plăcut acest episod. Și am mai spus chestia asta odată, deci hai să încheiem pur și simplu episodul, dar mai întâi stați așa pentru că nu pot să-l închei, nu știu de ce, apasă butonul, deci noname, apasă nenorocitul ăla de buton, deci e un simplu buton, trebuie să-l apeși, ok? La un moment dat va trebui să-l apeși, noname, apasă naibii butonul ăla, noname, apasă butonul, lol. Sunt nebun, nu-i așa? Da, clar, noname, trebuie să te duci la spital, ai început să vorbești de unul singur, de fapt, toți vorbim de unii singuri. Anyway, lume, eu am fost noi, sper că v-a plăcut ce am făcut noi pe aici. Bye, bye!